Misiune aproape imposibilă pentru pompierii din Valea Jiului, care ieri seară au fost solicitați să intervină la stingerea unui incendiu în stațiunea montană Straja, la peste 1400 de metri altitudine. Inițial, focul a fost observat la mansarda unei pensiuni, însă din cauza vântului puternic, flăcările au cuprins alte trei cabane situate foarte aproape una de alta. Aproximativ 50 de pompieri s-au chinuit mai bine de 7 ore să limiteze propagarea incendiului și să stingă focarele. Intervenția a fost cu atât mai dificilă cu cât în zonă nu există rețea de alimentare cu apă. Accesul spre stațiune a fost deosebit de dificil din cauza drumului înzăpezit. În prima instanță, colegii mei au urcat o bucată pe jos și apoi cu ajutorul unor mașini cu tracțiune integrală. Ulterior și cele două autospeciale cu care au pornit au reușit să înainteze și să ajungă în stațiune pentru a interveni. Din nefericire, în ciuda eforturilor susținute ale pompierilor, patru cabane aflate una lângă alta au fost distruse aproape în totalitate în acest incendiu, însă au fost salvate alte 6 sau 7 cabane aflate de asemenea în apropierea celei incendiate. Din fericire, niciun turist nu a fost rănit, doar proprietarul unei cabane afectate a fost transportat la spital de către paramedicii SMUR din cauza că s-a intoxicat cu fum. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență, cel mai probabil incendiul a izbucnit din cauza coșului necurățat al unei centrale termice. Cauza probabilă de producerea acestui incendiu este un coș de fum neizolat, corespunzător față de materialele combustibile și necurățat. În ultima săptămână, pompierii hunedoreni s-au confruntat cu numai puțin de 6 incendii provocate de coșurile de fum necurățate ale locuințelor. Totodată, reprezentanții ISU Hunedoara recomandă proprietarilor de imobile ca mai ales în perioada de iarnă să își curețe coșurile de fum pentru a evita producerea unor dezastre.